Nu disprețui niciodată lucrurile mici. O lumânare poate face oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată, să lumineze în întuneric. A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi. Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată. În fața lipsei de logică a lucrurilor, nu e eficace decât puterea cu care crezi în ceva. Acesta este omul, domnilor, rezistă la multe, dar câteodată îl doboară golul din jur. Să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața. Nimic durabil nu se poate întemeia pe indiferență. Nu rupe firul unei prietenii, căci chiar dacă îl legi din nou, nodul rămâne. Iremediabilă este numai greșeala de a te lăsa strivit. Oricât de frumoasă ar fi o melodie, vine o clipă când ea este acoperită de tăcere. Orice singurătate are momentele ei de orgoliu. Am observat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te cunosc. Un nebun nu se mai teme de nebunie. N-am urmărit aici mai mult decât să mărturisesc ceea ce am aflat cu ajutorul inimii de la viață. Pesimismul meu este modul meu de a nu accepta să judec normal o anormalitate. Dacă destinul nu depinde de tine, de tine depinde ceea ce faci cu ce îți dă destinul. Dorul este focul în care îți arzi speranțele, dorințele, durerile, iar cenușa ce rămâne reprezintă amintirile. Iubim, de fapt, ceea ce ne lipsește. Niciodată n-ai avut suficientă imaginație pentru a-ți închipui lumea fără tine, chiar dacă n-ai mers cu vanitatea până la paranoia de a crede că lumea se învârte în jurul tău, că e nerăbdătoare să audă ce spui, ți-a lipsit inteligența sau puterea de a accepta că nu însemnăm mai mult decât fotografiile îngălbenite pe care cineva după tine le va arunca la gunoi. Fiecare are dreptul la dezamăgire. Am învățat să iubesc ca să fiu iubit. Nu există experiență căreia să nu-i poți supraviețui dacă ai curajul să înfrunzi viața. Uneori trebuie să pui persoana pe primul loc, nu faptele sale. Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce dorești, ci să dorești ceea ce ai. Cine iubește și este iubit, nu va mai fi niciodată același om ca înainte. Există întrebări pe care ni le punem, nu pentru a da un răspuns, ci pentru a auzi întrebarea. Rămas singur, doream să fiu cu alții. Fiind cu alții și nereușind să mă integrez în atmosferă, preferam să rămân singur. Destinul lucrează prin amănunte. Oamenii nu obosesc să fie banali și uneori sunt fericiți tocmai din această cauză. În iubire se simte mai mult decât e nevoie, se suferă mai mult decât se cugetă, se visează mai mult decât se trăiește. Arta, s-a zis, este cel mai scurt drum de la un om la altul. Probabil, tot ea este și cel mai scurt drum de la om la el însuși. Dacă poți să iei pe cineva de mână, să-l îmbrățișezi sau doar să-l bați pe umăr, bucură-te, niciodată nu te vei simți singur. Am învățat că poți continua mult timp după ce ai spus că nu mai poți. Mă întorc tot mai des la ideea că destinul este dictat de detalii. Atinge steaua de neatins și nu uita pe cei care au crezut în tine.
Vai de cel care după ce deschide ușa camerei seara, nu are cui spune: bună seara! Nu uita, lângă cel mai înalt punct al fericirii se află cea mai adâncă prăpastie a durerii. Singurătatea, află de la mine, nu umple lumea, ci o singură ființă, una care te poate ridica sau nimici. Numai la o carte e mai ușor să ai iluzia că poți să rămâi la aceeași pagină, chiar dacă și asta e o iluzie, o minciună, pentru că dacă rămâi la aceeași pagină, de fapt citești mereu o pagină nouă pe măsură ce îmbătrânești. Dar nici azi nu pricep cum poate fi cineva mizantrop sub un soare arzător pe o plajă. Probabil adevărata nefericire nu este să nu fii iubit, ci să nu poți iubi. Bărbații nu pricep decât foarte rar că femeia este o ființă curioasă. Nu-i place să fie sclavă decât dacă își leagă singură lanțurile. Dacă altcineva vrea să o lege cu dasila, se revoltă, suferă sau se ofilește. Nu se poate simți fericită în robie decât dacă a vrut. Un om care trăiește în spiritul valorilor ce sprijină viața nu va încerca să dovedească nimic, nici sfințenia, nici bunătatea, nici puterea sa. De aceea oamenii de acest calibru trăiesc mai degrabă în izolare. Dar atunci când cerem exprimarea iubirii, s-ar putea să-i întâlnim, iar întâlnirea cu ei ne poate schimba viața. Defectele mele sunt principala mea calitate. În primul rând, sunt conștient că trăiesc într-o țară de misogini și dacă mă veți contrazice, vă voi ruga să-mi dați un exemplu, măcar unul, de mare poveste de dragoste la români. Lașitate nu înseamnă numai să eviți sau să fugi. Tot lașitate e și dacă nu-ți pasă. Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai mare parte adevărul pe care oamenii n-ar vrea să-l audă. Mai mult decât de Dumnezeu, mă tem de absența lui Dumnezeu. Pământul este singurul loc în care se poate crea paradisul. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să apeși butonul de subscribe pentru a fi la curent cu următoarele clipuri ce te vor face mai înțelept. Până data viitoare, te rog, nu uita, stai puțin pe gânduri.